Buonasera și bine v-am găsit la lecția cu prof online. Bună seara, Alessia, bună seara și bine ne vedem din nou. Haideți să spunem, ca și altă dată, începem lecția cât mai repede și începem cum? Cu Cu Doamne Doamne. ajută! Doamne ajută să facem din nou o lecție frumoasă, așa cum ne-am obișnuit. Avem chiar încredere că cerând ajutor o să și îl primim. Este foarte important să-l cerem nu ca o formalitate, ci ca o cerere în care și credem. Deci credem că numai cu ajutorul Dumnezeu vom putea face o lecție frumoasă. Așa că încep prin a-ți spune că acea comparație între numerele, eu trebuie să zic că ori de câte ori un exercițiu rămâne în minte și nu-mi place cum l-am finalizat, el se învârte acolo și rămâne în stand-by și nu-mi găsesc liniștea decât după ce mă rog, apare ideea aceea și îl finalizez. Da. Mai exact cum spuneam noi, exact atunci când e într-o cameră și... Ești într-o cameră cu lumina închisă și te lovești de obiecte. Sigur că da. Și nu ajungi la lumină ca să și o... cauți întrerupător. Dar aș vrea cu ocazia asta să comunicăm și prietenilor noștri că și asta e soluția. Deci când o problemă te prinde, ea nu te mai părăsește până nu-i găsești răspunsul. Așa trebuie să se întâmple cu fiecare din noi. Ăsta e secretul reușitei la matematică. Nu cantitatea, ci calitatea și felul în care reușim să dăm peste, să dăm de soluții. Mai amintești, eu cred că mi-amintesc, era 2 la puterea 111. 2 la 111 ori. Nu știți ceva, o am aici. 5 la 38, hai că zic eu. 2 la 111 ori 5 la 38. Ia scrie. Da, și era față de 131, corect. Ia scrie cele două numere, să le avem acolo scrise. Deci să se compare numerele. Da. 2 la 111. 2 la 111. Ori 5 la puterea... 5 la puterea 38. Da. Față de vecinul, față de prietenul său, numărul imediat este 3 la puterea 131. Alessia, și noi am lucrat la această inegalitate. Am simțit noi că ar fi mai mică decât, adică sensul pune semn de întrebare, să zicem acolo, mai mic. Mai mic, așa am simțit noi, prin analiza care am făcut-o. Așa. Nu. Pune-l deasupra, că nu știm sigur dacă este adevărat. Am zis că ăsta e mai mic? Nu, am spus că 2 la 111 ori 5 la 38 ar fi mai mic. Așa am descoperit noi. Și de unde am descoperit? Dacă îți mai amintești tu, lucrând noi la inegalitatea asta, am ajuns până la un loc, nu mai știu foarte exact, dar știu sigur că am ajuns la 2 la 11, e scris 2 la 11, lângă ea, în partea dreaptă. 2 la puterea 11, acolo. Deci 2 la puterea 11, 2 la, nu rezultă, nu, pur și simplu. 2 la 11 este mai mare decât 3 la puterea 7. 3 la 7. Și haideți să ne amintim cum am făcut. E de parcă aș spune 2 la 11 fac parcă 1024 ori 2. 2 la 10 fac 1024 ori 2, 2048. Da? 2048, în paranteze poți să spui acolo. 2048 e mai mare decât... Ai? Da. Deci 2000... Deci, egal?
Nu, nu, în paranteză, ce motiv avem să spunem că 2 la 11 face 2048, pentru că 2 la 10 făcea așa, care e mai mare, fără discuții, de 2000, cât o face 3 la 7-a? Am făcut-o. Da. Dar hai să vedem cât ar veni. Scrie de sub 3 la 7 egal cu 3 la a 4-a ori 3 la a 3-a. Era ceva cu 2000 ceva. Așa. Dar hai să facem acum. Ne amintim. Nu mai știu exact cât e valoarea. Scrie 3 la 7 egal cu 3 la 7 egal cu 3 la a 4-a ori 3 la a 3-a. Nu? Că 7 din astea scumpă. 3 la a 4-a ori 3 la a 3-a. 3 la 3 și egal mai departe cu 3 la 4 care face 81. Egal cu 81 ori 81 ori 27. Ori 27, da. Și a înmulțește tu 81 cu 27, să vezi cât obținem. Să fac una sub altele? Da, sigur, sigur. Nici nu se poate altfel. Nici eu nu pot să fac altfel. Deci, fiindcă numele sunt, cei doi factori sunt din două cifre, nu reușim deodată. Avem. Ok, atunci ce aici? 81 ori 27. Și am 7 ori 56. Scriu 6, 5. Da? Da. Încep cu un 0, 10. 2 1 2. Da? Și deci 2 1 așa și 2 ori 8, 16 și scriu 6 aici. 16, da? Da, 16. Corect. 7 aici, 8 aici, 11 1 2. 2187. Și adaug acolo, știi cum ne aveam că 2048 mai un... Cum? 2048 este... Nu e mai mare, e mai mic, nu? Păi... E mai da. Mic. Da. Dar atunci ce s-a întâmplat? Cum ne... De ce 2 la 11? 2 la 11 fac 2048, care nu e mai mare. Atunci poate nu ne-a dă 2048. Nu, e mai mic. În sensul inegalității, corect cu mai mic. 2048, da. Păi 2 la 10 face 1024, ori 2, 2048. Și atunci 2 la 11 mai mic, pune mai mic, te rog. Mai mic decât 3 la... Așa. Și sensul inegalității nu e cu mai mare, ci mai mic. Doar că stați puțin, că am scris că aici sus trebuie să scriu și nu mi-e cap în paranteză, așa că trebuie să scriu mai încoace un pic. Mai mic, așa este. Bine că am verificat că era o inegalitate incorrectă. Deci 2048 este mai mic decât 2187. Este mai mic decât 2187. Nu mi-e suit acolo, dar se vede. Bun. Hai să reluăm discuția. V-a să zic că noi avem cele două puteri. Membru stâng din cine este? Vorbește tu. Membru stâng este... Deci numărul din stânga spre comparare 2 la 111 ori 5 la 38, nu? Iar cel din dreapta e 3 la 131. Și tot atunând noi și încercând să o rezolvăm, am dat și peste așa asta, că 2 la 11 e mai mic decât 3 la 7. Da. Pe moment știi că am pus sensul invers, că 2 la 11 ar fi mai mare. Dar nu, iată.
Iată că e corect, asta este varianta, deci inegalitatea este așa, 2 la 11 mai mic decât 3 la 7. Eu zic că e adevărat acest semn, cu semnul întrebării, deoarece aici am avea un loc de 2 la 100, stați că aici e 11, aici e 111, mă scuze. E, da, dar tu acum sesizezi ceva. Vrei să te legi de 11 și 111, nu? Am încurcat, n-am văzut că e 11. Am înțeles. Însă, vezi tu, Alesia, noi acum ne concentrăm foarte tare să vedem cum putem ajunge de la 2 la 11 la 2 la 11. E foarte mult, să zic așa. E distanța mare, nu? Până de la 2 la 11 la 2 la 111. Doar că noi avem că 2 la 11 e mai mic decât 3 la 7. Lucru foarte important. Și crede, așa cum ai spus tu, chit că lui 2 la 111 îi mai vine în sprijin și 5 la 38, destul de puternic, 5 la 1, 5 la 2, 5 la 38, e un număr mare, totuși nu-i suficientă contribuția lui 5 la 38, așa simțim noi, nu-i suficientă pentru a-l depăși pe 3 la 131. Deci bunul simț ne spune nouă că ar fi inegalitatea cu mai mic, așa cum vedem 2 la 11 față 3 la 7. Bunul simț. Însă, de aici, de la bunul simț matematic, doar asta înseamnă să bănuim sensul inegalității. Dar argumente ne trebuie sănătoase pentru a ajunge să constatăm asta. Și aș vrea să plecăm de la următorul lucru. Ce-a scris tu de sub așa? 2 e mai mic decât 3, bine? 2 e mai mic decât 3, scrie. 2 mai mic decât 3. Dedesubt scrie că 5 e mai mic decât 7. 5 mai mic decât 7. 5, nu 3, 5. 5 mai mic decât 7. Ce părere ai? Cele două au același sens, nu? Ca inegalitate. Adică cei din stânga sunt mai mici decât cei din dreapta. Fiind cu același sens, tragem linii și le adunăm. Ia să vedem ce se întâmplă. Tragem linii și le adunăm, adică pe cei din stânga. Deci tragi o linie de desubt o linie și aduni pe cei din stânga, adică 12 cu 5 pun de desubt e 7, față de 13 cu 7, 10. Cum e sensul? Se păstrează cel dintre cele două numere? Se păstrează. Deci mai mic rămâne. Vă să zic că dacă avem două inegalități, Alesia, dacă avem două inegalități și le adunăm membru cu membru, inegalitățile se păstrează. Atunci putem să facem la fel și... Ia să vedem dacă le-am înmulțit. Ia să vedem la înmulțire să fie adevărat. Adică tot adică pe acele două. 10, adică da. 10, da, 10 față de 21. Sigur. Tot așa este. Deci 10 10 e mai mic dedesubt, da? Pune și pe așa asta. 10 și prietenii noștri mai mic decât 21, da? Adică dacă am două inegalități cu același sens, adică am două cu exact la fel, mai mici, am două cu același sens, dacă le adunăm sau le mulțim, inegalitățile se păstrează. Foarte important asta, da? Se păstrează. Hai să mai luăm un exemplu, o fi poate întâmplarea face. Mai e un exemplu, dar cu sensul invers. Adică spune... Stați că... Așa. Am să iau 9 să fie invers
față de patru. Patru, bun. E alta. Tot așa, mai mare. Tot același sens, da? Tot acest, tot mai mare. Ok, 10. Mai mare decât 7. Bine, am arătat. Decât 3. Bun. Și atunci ați spus prima dată să le adunăm. Da. Și atunci aici am 19. Da. Față de 7. Tot așa e. Și dacă se păstrează, sigur că da. Și dacă înmulțim, avem 90 față de 12, aceeași chestie. Aceeași treabă. Vă să zic că putem trage o concluzie. Că dacă avem două inegalități cu același sens, adică am două mai mici sau am două mai mari, asta înseamnă cu același sens. Da? Atunci le putem aduna sau le putem înmulți membru cu membru, adică cele din stânga și cele din dreapta între ele, și inegalitățile se păstrează. E foarte important rezultatul ăsta la care am ajuns. Ai putea să scrii asta? Da, dar ia scrie. Ia scrie chestia asta. A trebuit să scriu undeva unde să nu șterg și să... Vrei să scrii pe partea cealaltă? Ar nu, merita nu, nu, nu. Mi-e mai greu pe partea cealaltă. Mai greu. Atunci scrie să nu ștergi asta, vrei să spui. Nu. Poți să ștergi, că rămâne acolo, doar în film rămâne. Zicem așa. Deci să scriem asta. Deci dacă adunăm, în paranteză înmulțim, dacă adunăm, acolo, acolo. Dacă adunăm în paranteză înmulțim, adică și varianta când înmulțim. Fie că adunăm, nu, în paranteză spui înmulțim. Adunăm și în paranteză și în varianta care înmulțim, dacă adunăm sau înmulțim două inegalități, cu același sens, așa, dacă adunăm sau înmulțim două inegalități cu același sens, sensul se păstrează la rezultat. Sensul se păstrează la rezultat. Este un rezultat pe care merită să-l ții minte definitiv. Definitiv. Ori de câte ori ai două inegalități și le aduni membru cu membru, scriu? Se păstrează sensul. Da? Se păstrează sensul. Sau dacă le mulțești, tot așa, de se păstrează. Deci dacă vei scrie așa, 2x plus 5 mai mare decât, ia scrie și asta, 2x plus 5, 2, nu 2 la x, 2x. 2x-ul la fel de mare ca 2. Okay, deci 2x plus 5 plus 5. Nu, scrii cu roșu ca să nu mai fie cu culori diferite, nu știu ce, nu. 2x plus 5, poftim, așa, mai mare decât y minus 7. Și de subt 5x, 5x minus 3, nu, 5x plus 4, ca să fie fără să te mai neg, plus 4, mai mare decât 7y plus 9, și le adunăm membru cu membru, tragi linii și le aduni, adică. Și
zic 7x da. Plus 9x plus 9 mai mare decât 7y. Și cu un y, 7y și cu un y de sus, 8y fac, nu? Că 7y și cu un y. Nu mai este și un y sus? Ba da. Deci 8y fac, da. Păi aici am și minus și plus. Păi da, dar 9 scăzut 7, nu? 9 scăzut 7 face 2. Păi da, și scriu plus sau nu? Adică... Păi da, păi ca la 9, din 9 dacă scazi pe 7, este 2. Deci plus 2. Plus 2 este. Că e mai mare 9, nu? Dacă ar fi fost 7, scăzut 7, 7 scăzut 7 făcea 0, așa 9 minus 7 egal cu 2. Deci inegalitatea se păstrează. Asta am vrut să spun, foarte important lucru, se păstrează inegalitatea. Același sens va fi. Amândouă fi mai mare, amândouă sensul acela a rămas mai mare. Și dacă ar fi mulțite, la fel. Acum, uite, dedesubt, sub ce ai scris acum, ia din nou, 2 mai mic decât 3. Din nou ia, 2 mai mic decât 3. 2 mai mic decât 3. Și ridică la puterea a doua și pe cel din stânga, adică pe 2 și pe 3. Oare se păstrează sensul? Deci dacă ridicăm la puterea a doua și pe 2 și pe 3 se păstrează, ia vezi. Oare rezultă că 2 la, rezultă de acolo, pune săgeată, rezultă 2 la 2 la a doua, 2 la a doua. Față de 3 la a doua. Cum este? O fi adevărat? E adevărat. E adevărat. Se păstrează. 4 și 8. 4 și? Anul 2 la 3 era 8 lingări. Este 3 la 2 e 3 ori 3. Aia e 9. 9. Deci atenție multe. Fă distinție, că de mai multe ori ai încurcat 3 la a doua cu 2 la a treia. Nu. 3 la a doua este 3 ori 3 de 2 ori, deci mulțit prin el, deci face 9. Într-adevăr, deci dacă ridicăm la o putere, ai o inegalitate și ridicăm la o putere și în stânga și în dreapta, inegalitatea se păstrează. Ia ridică la a cincea, să vedem, se păstrează? Adică de sub 2 la a cincea, oare e tot așa mai mic decât 3 la a cincea? 2 la a 5-a? Da. 2 la a 5-a. Ca și cum ai fi ridicat nu la a 2-a, ci la a 5-a. 2 la a 5-a dacă e mai mic decât 3 la a 5-a. Ce părere ai? Da, nici mai trebuie să calculez, am aceiași exponenți. Păi sigur. Deci 2 la a 5-a este... Clar că e adevărată. Deci inegalitatea se păstrează. Cu alte cuvinte, dacă am o inegalitate și o ridic la o putere, o ridic la o putere, se păstrează inegalitatea. Între 2 și 3, ce diferență era între 2 și 3? De 1. Da? De 1, de unitate. Știți cât e diferența acum între 2 la 5 și 3 la 5? Aia pun în paranteză. 2 la 5 face cât? 2 ori de 5 ori. Și cât vine? Dacă... Ții minte cât vine 2 la 5-a? 32. Scrie 32 față de vecinul care este mai mic decât 3 la 5-a. Ori cât se facă 3 la 5-a? E 3 ori de 5 ori. Adică 3 la 4-a cât este? 200. Cred că da 200 sau 100 și ceva. Deci 3 la a doua cât vine? Am făcut-o mai sus. 3 la a doua e 9. E 9. Și 3 la a patra cât va veni? Încă 9. 9 ori 9, 81. Și 81 încă în 3, că mai ți-a rămas în 3. 81 ori 3 face 3 ori 1, 3 ori 8, 24. 243.
Deci 3 la 5, dacă muncim, face 243. Vezi cât ce s-a mărit distanța? Deci 32 a rămas mult în urmă, fac 243. Ia vezi tu acum care de la fi diferența. La început, între 2 și 3, era de 1. Iar acum diferența este foarte mare. 32 mai mic decât 243. Diferența ar fi de 200, cât vine? 11. Între 243 și 32, dacă faci diferența, dintre cele două numere, este foarte mare. Deci, iată ce chestii se sesizăm. Dacă la început 2 mai mic decât 3 și la o distanță de 1, că 3 scăzut 2 face 1, când ridicăm la o putere, diferența dintre cele două numere este din ce în ce mai mare. Din ce în ce mai mare. Cu cât ridicăm la o putere mai mare, cu atât mai mare va fi. Hai să ne ducem la... Noi avem că 2 la 11 mai mic decât 3 la 7. E adevărat? 2 la 7. Uite, ai acolo sus 2 la puterea 11. Da. E scris 2 la 11. 3 la 7. Mai mic, nu? 2 la 11. Mai mic decât... Scrie din nou și tabla potrivește-o. A, ok. Adică ridică un pic mai mult tabla dacă, se, dacă mai scrie de desubt. Păi nu se vede aici? Mie era în viață. Acolo se vede numai rândul ăsta, dar nu mai e spațiu, nu? Dacă nu mai șterge acolo deasupra, hai, hai scrie acolo. Scrie. Deci da, 2 da. La scrie dacă, din dacă, nou. Da, da. Șterge pe cea, da, da, toate. Deci noi avem că 2 la 11 este mai mic decât 3 la 7, lucru pe care l-am calculat. Da. Vezi că l-am calculat și am constatat că de parcă aș spune 2048, e mai mic decât 2100, nu știu cât ai spus tu acolo. 2187. Dacă ridicăm ambii membri la puterea a doua, adică? 2 la a doua. Deci vine 2 la 11 și totul la a doua. Asta înseamnă să ridici la a doua. Deci vine 2 la 11 și totul la a doua. Totul la a doua e mai mic, sigur, din tot ce am înțeles, decât mai mic decât 3 la a șaptea. Totul la a doua. Și cât ar face acum, dacă noi știm să ridicăm o putere la o altă putere? Cât ar face acum? În loc, cât face acolo? 2 la cât ar vine acum? Păi acolo vine 2 la și facem 2 la 22. Da, 2 la puterea 22. 2 la 22 mai mic decât 3 la și facem 7 ori 2, 14. Îți închipui distanța acum de cele două numere este foarte mare. Dacă da. În început era între 2048 și 2187 și făceam diferența și vedeam acolo, acum e foarte mare, nici nu putem calcula. Asta e foarte tare. 2 la 22, nu îmi vine să mă apuc eu să fac calculul acela. N-am chef acum să fac treaba asta. Da? Deci vreau să spun că cu cât crește, cu cât ridică la o putere mai mare, crește și distanța între numere. Ăsta din stânga rămâne tot mai mic. Este drept că e alt număr, dar încă rămâne mic față de cel din dreapta care crește foarte tare. Acum, oare la cât să ridicăm noi ca să ne apropiem? Noi avem că 2 la 11. Hai să ridicăm... La cât să ridicăm noi să ne apropiem de la 111? Ne trebuie 2 la 111. Eu zic să... La un număr mai mare. La cât? Când am ridicat la a doua totul, ne-o dat 22.
Când ne-am ridicat la a treia, cât ne-ar da? Nu ne-ar da până la 100. De fapt, ar fi... 3... Ar fi 2 la 11, tot la a treia. Așa, și cât ar face? 2 la 33. Bun. Tot nu ne-am apropiat. La cât se ridică? Și atunci 2 la 11, totul la 4, ar da 2 la 44. Ar da cât? Da, la 44, da? 2 la... Mergi mai departe. 2 la 5, dacă ar ridica la 5, ar da 2 la 55. La 6, ar da 2 la 66. La... Da. La 9 ar da 2 la 99, până atunci la 102. Sau 100. Deci, 2 la cât? 2 la 10, cât ar da 2 la 10? 2 la 11, totul la 10? Da. 110. 110. E foarte bine. Hai să ridicăm la 10. Dacă ridicăm mai mult decât 10, la 11 ne dă peste 111. Hai să ridicăm totul la puterea 10. Ia să zicem. 2 la 11, totul la 10. Aici aș avea 110. Deci tot mai mic este, nu? Știi bine. Da. Aici aș avea 2 la 100, da, 110. Da, da. Of. Așa. Și aici aș avea 3 la 70. 3 la puterea 70. Foarte tare. Îți mai lipsește până la 2 la 111 un 2. Da? Dar tu știi că 2 e mai mic decât 3. Sub asta pune un 2 mai mic decât 3. Sub ea. Exact, sub ea. Mai pune un 2 mai mic decât 3. 2 mai mic decât... Nu, nu. Păi micul, semnul la fel, în dreptul semnului dinainte. Deci 2. 2 mai mic... 2 mai mic. Ah. Dar 3, deci mai mic nu-l pune exact în direcția semnului de sus. Ai 2. Așa. Mai mic decât 3. Știi, și acum poți să le înmulțești membru cu membru. Nu să le aduni. Să le înmulțești. Okay. Că am zis că ori adunăm, ori înmulțim. Dar nu ne convine să le înmulțim. Ia să vedem când ne dă la mulțirea asta. Păi și adun 2 ori 2, nu 110, nu 110. Deci vine 2 la 110 ori 2, ia scrie, 2 la 110 ori 2, ca așa am scris, le mulțim membru cu membru. 2 la 110, 2 la 110 ori 2, mai mic, așa am văzut că este, lucrează așa asta, decât 3 la... 70 ori 3. Și dacă lucrăm, cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază pentru stânga? Deci echivalent, punem dublă săgeată, echivalent cu? Cu 2 la... Păi când avem mulțime, adunăm exponenții când avem aceeași bază. Așa, adunăm exponenții. Aici se înțelege că e 1. Serec, exact. Și atunci am 3 la 111. Excelent, mai mic decât? 3 la 71. 3 la 71, foarte tare. Deci uite cum am construit, cât de șmecher am fost de am construit pe 2 la 111. Deci foarte atent l-am construit. Hai să mai vedem de unde am plecat. Deci... În primul rând am zis 2 la 11 este mai mare decât 3 la 7. Mai mic, mai mic este. Mai mic, mai mic, mai mic, mai mic decât 3 la 7. Ne-am gândit să facem pe... Să... Ia
să-l ridicăm pe 2-11 la puterea a doua. Și am avut. Deci, plecând de la această inegalitate adevărată, că 2 la 11 mai mic decât 3,7, lucru dovedit și spus acolo în paranteză, e de parcă aș spune că 2048 e mai mic decât 2187. Plecând de la aceasta, amintit și am clarificat că dacă ridicăm la o putere și stânga și în dreapta, inegalitatea se păstrează. Așa că 2 la 11 pentru început l-am ridicat la puterea a doua, ca să înțelegem. Adică am ridicat și stânga și dreapta. Adică și pe 2 la 11 și pe 3 la 7. Și ea, inegalitatea devine 2 la 22 mai mic decât 3 la 14. Ai înțeles de ce? Pentru ca să vedem antrenamentul la cât să ridic, la cât să ridic. Și tot insistând noi la cât să ridic, la cât să ridicăm pe cei doi membri, îndată am sesizat că ne apropiem de 111, dacă am ridicat la cât, la ce putere? Am zis că ne apropiem de 111 dacă ridicam la puterea 10, că ne-a dat 110. Ne mai trebuia un singur 2. Un 2? Da? Și din ce operații? Din înmulțire, ca să adunăm lângă 110 încă un 2, încă un 1, încă un 1, ne mai trebuia 2 la 1, dar din operația de mulțire. Și noi știm că 2 mai mic decât 3. Și conform unei proprietăți, le-am scris una sub alta și le putem înmulți. E adevărată inegalitatea care va rezulta. Și ne-a ieșit 2 la 111 mai mic decât 3 la puterea 71. Să știi, Alesia, că dacă acest exercițiu s-ar propune, 2 la 11 mai mic decât 3 la 71 este un exercițiu foarte interesant. Dacă s-ar fi propus să se compare numerele 2 la 111 față de 3 la 71, prietenii noștri ar fi intrat în panică, că nu-i chiar simplu. Ei ar fi trebuit, ce să facă? Spun, povestește-le tu. Păi, ar fi trebuit. Ar fi muncit o grămadă, în primul rând. Da. Într-un fel, ar fi trebuit să ajungă la 2 la 11, mai mic decât 3 la 7. Așa. De acolo să afle. Bine, înainte de asta, să afle cât e 2 la 11 și cât e 3 la 7. Și fiindcă. Și după aia, ce am făcut noi? Au ridicat. Ar fi trebuit să încerce să ridice la puterea a doua, la puterea a treia, ca să se apropie de 111. Și ar fi trebuit să ajungă să ridice la puterea a 10. Apoi au descoperit că 210. Și le mai trebuia un 2. Și atunci au făcut. Au mulțit ca aici. Da. Exemplu, au mulțit una sub altele și chiar le-a dat 2 la 111, este mai mic decât 3 la 71. Deci, nu ți se pare destul de interesant? Adică, numai atât. Inegalitatea 2 la 111 mai mic decât 3 la 71. Deci, să se compare numerele 2 la 111 cu 3 la 71, pare să fie un exercițiu destul de frumos, interesant, cât se poate de interesant. Dacă tu ai fi avut de comparat acestea, dacă noi întâlneam exercițiul acesta, cred că ne-ar fi dat mare bătaie de cap, pentru că 71 este un număr prim, nu? Din ce știm noi, 71 este un număr prim și atunci nu mai putea fi descompus și ar fi fost destul de dificil. Iată că el ascunde o comparare între 2011, 2 la 11 față de 3 la 7, care îndată pentru a ajunge la puterea cât mai aproape de 111, ridicăm la 10, adică ridicăm la 2 și la 3 este pentru exercițiul nostru, că noi nu știam asta. Dar cei care au antrenament, din dată ce dau peste 2 la 11, mai mic decât 3 la 7, îi ridică deodată la 10, ca să se apropie de 100, de 111, cât mai mult, și se apropie, doar îi mai trebuie un 2 și atunci folosesc 2 mai mic decât 3 și înmulțesc membru cu membru și iată inegalitatea aceasta apare 2 la 71 mai mic decât 3,
2 la 111 și mai mic decât 3 la 71. Dacă am putea calcula pe 2 la 111, ar fi un număr foarte mare, 3 la 71 un număr foarte mare, dar să știi că diferența este foarte mare între 3 și 71. 3 la 71 este mult mai puternic, mai mare ca valoare decât 2 la 111. Așa încât 2 la 111 mai suportă să fie mulțit cu câte cineva și el lucrează liniștit. De aceea, mai ștergem partea dreaptă, subliniază 2 la 111 mai mic decât 3 la 71, că este un rezultat foarte interesant, care ne va folosi nouă în continuare. Șterge acolo 7x plus y, ce este scris sub ce este scris un cuvinte. Dacă adunăm de desubt, acolo șterge toată bucata aceea. Da, acolo de desubt șterge. Așa. Ați spus să subliniez asta de aici? Da, subliniază-o, că trebuie să ne întoarcem la ea, ea o să o folosim. Acum, vreau să ne gândim așa. Cum este... ...25 față de 27? 25 mai mic decât 27. Chiar scrie așa. 25 mai mic decât... În partea dreaptă, te rog. 25 mai mic decât 27. Bun. 25 cum mai poate fi scris? 5 ori 5. Adică? Ca putere. Ca putere. 5 la 2. 5 la 2. Scrie, te rog. 5 la 2 mai mic decât... Dar era bine acolo, echivalent. Mi-a plăcut acolo. Scrie drept, în dreptul ei, echivalent, sub formă de putere. Bun. În loc de 27? Și 27 poate fi văzut. Ai 27 nu e prim? Nu. Ca o putere. Cum îl vedem pe 27 ca putere. Și nu e prim. Nu e prim. E 3 ori 9. 3 ori 9. Dar el 27 ca puterea lui 3? Este... 3 la 3, că e 3 ori 3 ori 3. Sigur că da. Deci scrie 5 la 2 mai mic decât 3 la 3. E foarte tare inegalitatea asta și strânsă. E de parcă 25 cu 27, deci este o inegalitate interesantă. Ei, putem ridica la ce putere ca să ajung la 5 la 38? Ia gândește tu, tu ai doar 5 la 2 mai mic decât 37. La cât se ridice ambii membrii? Am văzut proprietatea asta. La cât să ridicăm noi? Ca să ajung la cât? Uite, în relația de mai sus ai și 5 la 38. De la 5 la 2 la 5 la 38, la cât ar trebui să ridicăm și în stânga și în dreapta? Deci 5 la 2 față... Deci... 5 la 2 totul la cât să facă 38? Da? Așa te gândești. Ok. Dar și... La 30 deci 5 la 2 totul la 2. Deci 2 ori cât se facă 38? Ori 19. E, vezi? Ori 19. Deci totul la 19. Deci echivalent de acolo. Și spui că ridici totul la 19. Deci echivalent cu a spune că... Nu, îți încape? Nu îți încape. De desubt spune.
Așa, 5 la a doua. doua, totul la 19, mai mic decât 3 la 3 față de 3 la 3, totul la 19. Echivalent. Echivalent. 5 la a doua, tot la 19, cât faci acum? Păi acum face 5 la 38. Corect. 5 la 38 e mai mic decât 7, 3 la Mic decât 3 la 57. 3 la 57. Sublinează-și pe asta. Și acum scrii-le pe amândouă una sub alta. Deci, scrie-le pe cea care prima dată e sublineată cu verde, 2 la 11. 2 la 11 mai mic decât 3 la 11 mai mic decât. Așa. Și dedesubt o scrii pe asta, că ultima, 5 la 38 mai mic decât 3 la 57. 57. Nu le. Ce trebuie să le faci? Uite-te cum sunt cele două numere la noi. Le mulțumesc. Trebuie să le mulțești, ca așa spune, să le mulțești membru cu membru. Și se păstrează, știm noi. Și atunci 2 la 11 ori 5 la 2 la 11. Ori 5 la 38. Scrie 2 la 11 ori 5 la 38. Mai mic decât 10. Deci, încă o dată, copie. Că membru drept poate fi prelucrat. E 3 ori 3 la ori 3 la. Cum se mulțesc două puteri cu aceeași bază? Știm. 71 plus 57. Descriu din nou. 2 la 11 ori 5 la. Dedesubt o să scriem, da? Nu țin cap acolo. 2 la 111. Ori 5 la. 5 la 38. Mai mic de 8, 12, la 127. 3 la puterea 128. Deci aceasta este alesia inegalitatea foarte interesantă. 2 la 111 ori 5 la 38, mai mic decât 3 la puterea 100, cât? 128 ai tu? Da, o să dorim. Ei. Dar 128 nu e mai mic decât 129, decât 130, decât 131. E mai mic? O să v-ați blocat. Deci, m-am blocat? Da, și nu v-am auzit. Mai iau încă o dată. Deci, membru stâng, 2 la 111 ori 5 la 38, așa cum este numărul din stânga inegalității, e mai mic, acum am văzut noi, decât 3 la 100, cât spun, 128. Noi trebuia să arătăm că e mai mic decât cine? Decât la 3 la 131. Păi da, nu-i chiar mai mic? Ia, poți să continui acolo fără emoții mai mic decât, adică 3 la 128, oare nu-i mai mic? Pune mai mic și spune 3 la 131 și mai mic acolo, cu alt, așa, cu 3 la 131. Oare e adevărat? Sigur că da. Și atunci acesta cu atât mai mult e mai mic decât. Deci de aici rezultă că dedesubt 2 la 111, 2 la 111 ori 5 la
e mai mic decât 3 la puterea 131 și terminat egeștiu. Deci am avut dreptate sus. Da. Deci am avut dreptate, sensul inegalității este corect. Dar hai să vedem dacă acesta n-a fost un egeștiu foarte, foarte interesant. Cum spuneam și de data trecută, că egeștiul în sine presupune o pregătire mult mai atentă. Spune-mi, care au fost momentele importante ale egeștiului? Păi, pe lângă faptul că am aflat această chestie de dinainte, da. Important a mai fost când am ridicat pe 2 la 11 la 10 și da. ne-a dat aproape 111, aproape, ne-a dat 110, nu mai trebuia 2. Apoi am ajuns la inegalitatea asta. Stop, stop. Dar am avut nevoie de o pregătire. Aceea că dacă avem două inegalități, foarte important, vezi, eu nu am forță mână. Am avut nevoie de pregătire, că dacă adunăm sau mulțim două inegalități cu același sens, sensul se păstrează la rezultat. Adică să adunăm una sub alta sau să mulțim. Da? Dacă le mulțim sau le adunăm și ele au aceeași sens, și la rezultat se păstrează sensul. Adică tot mai mic fi sau mai mare, depinde acum cum este sensul. Deci având două inegalități cu același sens, la înmulțire sau la adunare, sensul se păstrează. Da? Sensul inegalității se păstrează. Așa a fost pregătirea foarte importantă. Pentru că numai așa, după ce am construit pe 2 la puterea cât 110, am putut pune dedesubt pe 2 mai mic decât 3 și sigur că 2 mai mic și decât 5, dar nu mă încălzea, vreau tot 3 ca să pot opera la înmulțire și să am strâns 2 la 111 față de 3 la 71 ne-o dat noi acolo. După care am luat etapa, vezi, două etape au fost foarte importante. Odată 2 la 111 mai mic decât 3 la 71, care putea fi inegalitate de sens stătătoare. Și pe urmă am plecat de la, în etapa a doua, care este inegalitatea la care am pornit. Am pornit de la 2 la 111, e mai mic decât 3 la 71. Deci e făcut aceea, am făcut-o. Pe urmă, în etapa a doua, o altă inegalitate la care am pornit. Am făcut 2 la 111 ori 5 la 38, adică le-am mulțit una sub alta. Nu, stai, dar până acolo n-a trebuit să plecăm la 25 mai mic decât 27. Foarte tare, foarte tare. A, nu vede. Dar foarte important. Deci am plecat la 25 mai mic ca 27, vorbești și tu de acum. Deci am plecat de la 25 mai mic decât 27. L-am scris pe 25 altfel, l-am scris ca o putere, l-am scris ca 5 la a doua, pe 27 l-am scris ca 3 la a treia. Și am zis 5 la a doua, l-am ridicat la puterea 19 ca să ne dea... Zi. L-am ridicat la puterea 19 ca să ne dea ca aici 38. Și apoi am făcut... Deci ne-a dat 5 la 38, mai mic decât 3 la 57. Și am făcut 2 la 11, mai mic decât 3 la 71. Inegalitate care o aveam dinainte. Și am scris sub 5 la 38 cea de aici cu 3 la 57 și le-am înmulțit. Și am zis 2 la 111, 5 la 38 este mai mic decât 3 la 71 ori 3 la 57. Și am făcut 2 la 111, 5 la 38, mai mic decât am putut să calculăm aici, am făcut, fiindcă avem aceeași bază, am adunat exponenți și ne-a dat 128, mai mic decât 3 la 100, adică era 128, dar noi trebuia să fie mai mic decât 3 la 131. Și 128 este mai mic decât 3 la 131. Și atunci rezultă că 2 la 111 ori 5 la 38 este mai mic decât 3 la 131. Da. Deci, tocmai cea care ne trebuia. Câte etape? Încă o dată. Care sunt momentele foarte, foarte importante cu care noi rămânem din egeștiul ăsta? Asta
și cu asta. Bine, și cu asta, dar și cu asta. Toate sunt. Da, toate sunt importante, categoric. Deci sunt niște momente cheie. Mai întâi, pregătirea aceea, că dacă mulțim sau adunăm, cu acea sens rămâne schimbată. Îți dai seama că eu puteam să fac asta forțând nota și tu nu înțelegeai. Dar dacă am avut răbdare și noi am făcut-o ușor, ușor, din etapă în etapă, ne-am pregătit terenul, atunci iată că tu ai participat la exercițiu, nu? Adică ai simțit că te afle în zona în care tu poți să răspunzi. Am avut dreptate că este un exercițiu foarte frumos? Da. Da? Deci vezi, iar frumusețea exercițiului a fost în aceea că noi nu am avut doar două puteri, pur și simplu, cu baze diferite și exponenți diferiți, ci frumusețea pornind de acolo că unul din, să spun, un membru al inegalității care avea să fie, adică un număr, nu putea fi calculat. Că 2 la 111 ori 5 la 38 nu se lega deloc unul cu altul. Da, deloc. Și noi atunci s-a ascuns în culise 2 la 111 mai mic decât 3 la 71. Deci o comparație. Și o altă comparație a fost că 5 la 38, astea sunt cele trei momente cheie. Mai întâi că 2 la 111 mai mic decât 3 la puterea 71. Apoi că 5 la 38 e mai mic decât 3 la puterea, cât a fost acolo, 57, și că noi punându-le unul sub altul le putem înmulți, au același sens, le putem înmulți, dar de ce să le mulțim? Tocmai pentru că așa e construit membrul stâng acolo, e vorba de 2 la 111 ori 5 la 38. Și atunci suntem puși în situația de a-i mulți pe cei doi, nu? Nu adunare, că la adunare în dreapta n-am fi putut face nimic. 3 la 71 față 3 la 57, nu puteam să facem operația asta, da? Deci, inegalitatea, deci compararea aceasta a fost chiar foarte, foarte frumoasă, interesantă. Îți mărturisesc că pe parcursul elaborării raționamentului am spus așa, știi, de mai multe ori, trebuie să găsesc o formă de prezentare încât tu să mă poți urmări, dar nu numai tu, ci și prietenii noștri. Deci, ideea este așa asta, că dacă noi avem încredere că putem să ne apucăm și ne ajută, Doamne, Doamne, ideea vine și este minunat, minunată. Trăim și starea asta de bine, satisfacția asta că am intrat în posesia ideii și este bucuria asta de a ajunge la rezultat. Matematica în asta constă în a face un antrenament încât să ajungi la performanța de a te simți bine din clipa în care ai pus mâna pe idee și nu părăsește, adică vrei să tragi concluzii ca să-ți folosească experiența asta din urmă. Ce interesant a fost, nu? Până la sfârșit. Uneva s-a construit în mintea noastră o strategie. Adică membru acela stâng 2 la 111 cu 5 la 38 era compus dintr-o comparație între 2 la și un 3 la, apoi în 5 la și un 3 la, nu? Și mulțite alea două, membru cu membru, iată că dăm peste exercițiu sau dăm peste cele două numere pe care le-am comparat. Ai putea să-mi spui cam care e diferența între 2 la cât este acolo? Nu, 3 la 128 față de 3 la 131. De câte ori e multiplicat membru drept 3 la 121? De câte ori e mărit față de 3 la 131?
poate ați vrut să, poate ați vrut să ziceți față de 3 la 128. Da, față de 3 la 128 am vrut să spun. Deci 3 la 131, de câte ori e mărit acest 3 la 128 față de 3 la 131? Adică, pe scurt, de la 3 la 121, ca să ajung la 3 la 120, de la 3 la 128, ca să ajung la 3 la 129, de câte ori l-am înmulțit? Pe 3 la 130, 3 la 128. De câte ori l-am înmulțit? Păi care e diferența dintre 131 și 128? Diferența de 3. 3, adică 3 la 3-a. Nu că noi vorbim la exponenți de 3, dar practic pe 3 la 128 l-am înmulțit cu 3 la 3-a. Deci numărul acela care o fi fost 3 la 128 l-am mulțit cu 27. Deci l-am mărit de 27 de ori. Îți dai seama de cât este extraordinar de mare. Extraordinar de mare. Și dacă tot ce aveam noi, 2 la 111 ori 5 la 38, era mai mic decât 3 la 128. Apoi față de 3 la 129, e sigur mai mic. E clar, pentru că noi l-am mărit pe cel care era deja mare, de 27 de ori. Deci vezi, aceasta a fost toată problema în exercițiul acesta. Pot să vă arăt ce am scris la școală? Te rog. Imediat. Ai făcut exercițiul ăsta la școală? Nu. Am avut ieri matematică. Ai avut matematica ieri, da? Da, ieri. În primul rând ne-a dat exerciții să facem până la sfârșitul orei și ca un fel de lucrare, dar nu test, și le-am făcut și în rest, așa, lecții. Cred că n-am unde era. Așa. Am făcut aici. Nu știu cât se vede. Pătrate și cuburi, parcă zici, nu? Pătrate și cuburi. Ce înseamnă un număr pătrat, un cub, un număr la cub? Da. Niște definiții sunt acolo, nu? Pătrat perfect, cub perfect. Da. Și în partea cealaltă, cifra unităților, ce vrea spune, nu? Nu. Ultima cifră. Nu a unei puteri. Ultima cifră a unei puteri, nu? A uite. Făcut, de exemplu, ne-a dat, cum să zic eu, ne-a dat o putere, de exemplu, nu știu cât la nu știu cât, și într-un fel să-i zicem care e ultima cifră a numărului, dacă am calculat cea putere, dar putere mare. Am înțeles. Alesia, știi ce se întâmplă? Eu trăiesc un sentiment foarte, foarte ciudat, pentru că totdeauna am fost incompatibil. Da, am văzut, știu la ce se face. Totdeauna am fost incompatibil cu această formă de a... Da, am văzut. De a prezenta matematica. Și ceea ce încerc eu să fac cu tine se dărâmă a doua zi. Deci,
Faptul că tot și în sufletul tău, în mintea ta, e un conflict major. Că una încercăm să construim noi, într-o formă de aceasta în care să te simți și tu în largul tău, să simți că ai șansă să te poți agăța de ceea ce se spune la clasa acolo și deodată îți dărâmă când te duci acolo în mediul acela. Dar asta, repet, este valabil pentru majoritatea copiilor. Majoritatea. Foarte puțin sunt, nu știu, la clasă la tine, așa numai virtual v-ați văzut voi, nu v-ați văzut față către față vreodată, nu? Cu colegii sau profesori? Da, cu colegii, da, colegii de clasă. Colegii, știți că a fost două săptămâni, cum să zic, ne-am împărțit catalogul în două, da. Și prima parte mergea două săptămâni și a doua parte mergea două săptămâni. Și eu, fiindcă mă încadrez la mijlocul catalogului, la M, la litera M, da. Ceilalți colegi din partea mea, ca să zic așa, grupa a doua, că am fost grupa 1, grupa a doua, eu doar pe ei am văzut două săptămâni, deci ceilalți nu știu, doar virtual. Și profesorii i-am văzut pe fiecare în parte. Față către față, că v-ați întâlnit cu grupa aceea. Da. Ei, ce vreau să spun, din grupa aceea când v-ați întâlnit, ați făcut vreo oră de matematică în grupa a doua în care ești tu, bănesc, nu? În grupa a doua ești. Da. În două săptămâni am făcut chiar 4 ore de matematică, 8 total. 8 ore. Așa. Și care a fost, câți ați fost acolo? Vreo 10, 12 copii, nu? 13, 15, cât să fi fost? Am fost, stați puțin, oricum am fost, deci am fost așa, 1, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu mi imaginez pe bănci acum. Da, înțeleg. Așa, am zis 8, 9, 10 eu, 11, vreo 13, așa, 14. Așa, 13, 14. Pe o bancă, așa, o bancă, nu o bancă. O bancă, da, una nu, una, da, una nu. Nu, așa. Zic, bun. Acum, din cei 14 copii, 13-14 copii, care erau prezenți în lecție? Adică care puteau să urmărească așa din față către față aflându-vă, el având posibilitatea să se uite spre voi, spre fiecare, spre ochișorii voi și să vadă... Păi, el făcea lecții cu cei din clasă și cu cei din online. Adică... Fiecare erau, da? Adică ăștia care erau în clasă l-ascultam și el intra ca să îi vedem și pe cei online și calculatorul era pe catedra acolo și el se uita și la cei prezenți și la cei online. Și o să zic că cei din clasă, după mine, erau ca mine și ei copiau. Dacă m-ai întreba ceva de genul, ați înțeles, sau e logic ce spun, sau e ok, da, nu, cam atât. Dar care era sentimentul majorității? Când stați în pauză, când discutați, sentimentul era acela că înțelegeați sau că ziceați din nevoia de a fi politicoș, hai să zic așa? Chestia e că nu discutam de așa ceva, adică... Nu discutați. Îi vedeam de următoarea oră. Da, de ce credeți că nu se discuta chestia asta? Nu știu, cred că e plictisea. Nu. Este un alt motiv. Este și o stare, de... Cum nu înțelegeau. Vorbește. Deci nu înțelegeau și nu mai aveau chef să mai spună și că nu înțeleg și că... Asta e. Deci este o formă de protejare a stării tale de suflet. Adică într-un fel nu ți-a ajuns că ai stat acolo în bancă și n-ai înțeles nimic. Ce să mai discuți după aceea? Că nu știai cum să scapi de starea aceea de sufletească așa care se instala sără. Am găsit o lecție care am făcut-o în clasă, scădere. Da. Totul făcut numai sub formă de
Foarte teoretic. Da, aici ce să mai spun. Da. Așa, asta e marea problemă. Deci totul acolo e doar cu un efort maxim de a adun, de a reține niște formule, niște definiții. Pentru tine matematica rămâne foarte clar cu o singură chestie. Matematica înseamnă așa. La ce îmi folosește mie, la ce să mă strădui atâta, care e utilitatea acestor formule, nu e decât un stres. Da. Și pentru majoritatea copiilor, datorită felul acesta de a fi prezentat. Și atunci nu știu dacă continuând așa va fi cu vreo eficiență activitatea în sine, pentru că se dărâmă tot. Toată construcția noastră, atent, făcută așa, se dărâmă a doua zi când tu intri în aceeași stare de neputință. Nu găsesc așa o formă de... Eu am făcut în lecțiile cele care le-am făcut, eu făceam o zi de zi și dacă la școală făceau 4 ore, eu pe săptămână făceam 8 ore. Și la 3 ani de zile cât am făcut câte 8 ore pe zi, pe săptămână, deci dublu orilor de acolo prin lecțiile care le făceam, totuși, cu multă greutate am putut să-i smulg din stilul acela de a gândi mecanic. Că toată chestiunea este aceea ca unor formule pe care azi le înveți, mă le uiți. De aici e mare dramă. Eu doresc să plecăm de la exemple. Școala vine și vă spune că nu. De la niște teorii, niște formule pe care să le înveți. Cu... Dă mecanic, îmi dă doar teorii și... rar îmi spune, haideți să dăm un exemplu. Da. Deci aceste rezultate sunt pentru tine imposibil de a le înțelege. Pur și simplu ai sentimentul că trebuie mecanic să le înveți. Da, exact. Da, și că pe urmă faci și aplicații pe baza formulelor acelora. Dacă le știi, faci și aplicații. Și asta e tocmai... starea care te face să stai departe, foarte departe de matematică, nefiind cu nimic folositor și nu înțelegi utilitatea. E descurajant ce se întâmplă în toată perioada asta. Rămâneți victime acestui sistem foarte, foarte, foarte ciudat. Nu știu, parcă mi-ar veni să încep cu o rugăciune. Așa, am sentimentul acela că l-am avut odată când în clasa a 10-a eram așa supărat pe o clasă în stilul în care eu depun foarte mult suflet și ei nu învățau, nu, cu toate că erau copiii mei, dar veneau din clasele din la 5-8 cu felul ăsta de a prezenta matematică, cu multe goluri și nu puteam să astup. Și atunci am zis deodată, măi, vă știți Tatăl nostru? Și ei au spus, da. S-au ridicat pe cea și au zis Tatăl nostru și atunci, 4 ani sau 6 ani, da, din 2002 până în 2008, 6 ani, la fiecare clasă, când intram în clasă, spuneam Tatăl nostru. Și în loc de bună ziua, asta rosteam Tatăl nostru. Așa vine să spun acum, să zicem o rugăciune, mă, ca să putem să ne revenim. Sau ai citit ceva din ce spuneam în Biblie, să te duci să vezi din capitolul 4 sau nu știu ce. Da, normal. Hai să ne refacem starea sufletească. Da, ce frumos ai spus, normal. Da, asta mă confortează. Doar mi-ați spus, fiindcă e weekend, fiindcă... ultima lecție a fost parcă joi, da. Și urma weekendul, am citit 2 capitole chiar. Ce frumos! Deci, data trecută am trecut peste limită și am citit și din 4. Și așa mă opresc și atunci din 4 am... aici, așa, da. Am rămas la...
ca să zic eu, a doua idee secundară. Se numește Isus la Capernaum. La Capernaum, da. Acolo e localitatea, cetatea Capernaum, da. Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta care zăcea în întuneric a fost o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo... Cine era lumina? Cine era lumina? Deci, Iisus, sigur că da. Deci acolo era un întuneric, pentru că ei erau în păcat, sigur că da. Și acel ținut, ținutul respectiv, a răsărit lumina. Apariția lui Hristos a fost lumina. Da, de acord. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Iisus cheamă patru ucenici. Asta e a treia idee secundară. Pe când trecea pe lângă mare, Marea Galilee, Iisus a văzut doi frați, pe Simon și Petru. Pe Andrei. Pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei. Așa. Care aruncau o mreaj în mare, căci erau pescari. Exact. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată, ei au lăsat treburile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care era într-o corabie cu tatăl lor Zebedei. Și scârpeau mrejile. Adică, Alesia, e vorba de niște plase de acelea care le aruncau în apă, nu în mare, și acolo aveau fixate, să spunem, niște momele, adică ce înseamnă momele, adică ceva care peștele căuta să mănânce și odată intrând acolo nu mai putea să iasă, da? Asta însemna că ei aruncau mrejele, aruncau acele plase de prins pește. El i-a chemat și de îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Este extraordinar, stop aici. Deci câte putere avea Dumnezeu, câte putere avea Iisus încât ei... Aveau acasă, familie, aveau nu știu ce, așa, și-au lăsat deodată ca un magnet. Puterea lui Dumnezeu i-a trăgea atât de tare încât ei, n-am mai știut, din clipa aceea s-au simțit atât de tare atrași de cuvântul lui Dumnezeu încât au spus: nu mă interesează nimic, las totul. Foarte greu să poți face așa ceva. Numai Dumnezeu cu puterea lui, și pentru că inimile lor au fost atât de sensibilizate de cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Deci când a spus: veniți după mine, ei au putut să lase tot. Nu se întâmplă ușor așa. E foarte greu să faci asta. Să zicem? Așa, stai puțin să... Așa. Așa. Deci și de îndată au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iisus învață pe popor și tămăduiește pe popor. Altă idee. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi. Adică într-un fel în niște biserici, da? Pe timpul, așa cum erau biserici la vremea aceea. Pentru că, nu? Sinagogi, așa se numeau ele erau pe varianta aceea a poporului iudeu, a poporului ales, în varianta venită cu credința de la Moise. Moise fiind, dacă ai auzit tu, Moise nu, i-a scos din pe
Popor ales din robia Egiptului, nu? Acolo, cât au fost ei în robie și i-a adus în zona aceasta pe care Dumnezeu a rândit-o, a trecut mare și toată povestea aceea care o știi tu. Și pe muntele Sinai, ei le-a oferit Dumnezeu tablele, adică niște legi foarte precise, 10 porunci. Și acele 10 porunci constituia legea veche pe care ei o respectau cu sfințenii. Ei, și în bisericile lor la vremea aceea, acolo ei nu țineau slujbele lor în varianta aceea legii vechi. Da, te rog. Propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în orod. Aici este foarte tare șocul care se produce, este că Iisus nu numai că participă la slujbile lor, dar îi șochează prin faptul că el are putere peste măsură de nu puteau înțelege ei, cum foarte repede cei care nu erau nevăzători puteau să vadă, cei care nu puteau să meargă, nu auzeau, muți, surzi, orbi, toți primeau vindecare, dar cea mai tare era vindecarea sufletească. Deci asta nu înțelegeau ei. Ei se rugau și făceau cât puteau acolo, dar odată Iisus a apărut, a schimbat complet fața lucrurilor. Toți erau, și de aceea urmau foarte mulți, că toți cei care se aflau în suferință, pe unde trecea Iisus, pe unde se auzea că trecută ajunge, pe acolo imediat își lăsau toate ale lor și veneau pentru a cere vindecare, pentru a se vindeca. Da, te rog. I s-a adus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de feluri de boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunati și pe cei slăbănoci, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Cuvântarea de pe munte, fericirile, capitolul 5. Așa. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Da, aici sunt fericirile pe care le rostește. Adică ce înseamnă asta? Ce înseamnă, ca să putem înțelege un pic? Deci Iisus, care era asaltat de foarte, foarte multe lume, el la vremea aceea, îți dai seama, că nu avea niciun tehnic, nu putea să transmită, să ajungă la fiecare. Știi, acum sunt instrumente de astea, de sonorizare, se poate ajunge, nu, în mulțime, să pun microfoane peste tot. Ei, acolo el nu avea decât puterea cuvântului. Și doar s-a ridicat cum ar fi pe o creastă acolo și ei stăteau, dar cuvântul lui fiind atât de puternic, ajungea la inima lor și era foarte, ca și cum ar fi stat lângă fiecare din cei care erau acolo. Deci atât de puternic era cuvântul lui, încât de fapt se întâmplă următorul lucru. Aici putem înțelege așa, că Hristos era în același timp în inima fiecăruia dintre oameni. Dintotdeauna este Hristos în inima fiecăruia, și a mea, și a ta, și a oricăruia. Și de aceea cuvântul lui ajungea atât de ușor la inima fiecăruia și era ușor auzit. Da? Și acum rostește de acolo niște fericire, adică bine să fie omul așa, ce bine ar fi să fie mai toată lumea, fericirea aceea, deci sunt fericirile acelea despre care vorbești. Și anume, prima fericire, cum spune, fericirea cei care sunt săraci cu... Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Stop. Da, să înțelegem un pic, ce înseamnă săraci în duh?
Adică fericiți acei care nu sunt cu multe păcate. Da? Deci ei nu sunt, sufletul lor nu este îngreunat de multe păcate. Sunt precum copiii. Copiii, nu? Pruncii, așa, de mici, nu știu dacă tu știi asta, dar copiii până la 7 ani se pot împărtăși cu Hristos. Nu? Deci merg la biserică și nu neapărat să trebuie spovediți, ei se pot împărtăși fără să spovedească, să spună că au făcut păcate, că ei sunt nu copii și nu au, vrem să credem că nu au păcate. Decât acelea, că nu ascultă pe părinți, că nu știu ce, că sunt lucruri cu care se confruntă orice copil, însă ei ușor, dacă sunt duși la biserică, particip la liturghii, se împărtășesc ușor, ușor, fără să-și dea seama, Bunul Dumnezeu Hristos lucrează în inima lor. Da. Ferice de cei plânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inimă curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Stop, o pic. Ferice de cei milostivi, ce înțelegi tu? Ferice că ei vor avea o parte de milă. Cei milostivi, adică cei care nu trec cu ușurință pe lângă cineva cu care se află în suferință. Am să spun aici ceva. Vezi, noi deseori trecem pe stradă și, mă rog, fiind ocupați cu problemele noastre, cu gândurile noastre, nu suntem atenți la suferința celor din jur. Și chiar dacă vedem o bătrână sau vedem un om care este în nevoie, trecem foarte repede pe lângă el. Deci nu suntem milostivi. Dar dacă Dumnezeu lucrează asupra noastră, asupra inimii noastre, El ne poate transforma foarte bine dacă și noi suntem preocupați să fim atenți la nevoile celor din jur. Am să spun așa, eu acum când stau de vorbă cu tine, Alesia, dar spun cu toată convingerea, cu toată frica care o am de Dumnezeu, atât de mult mă doare neputința mea de a ajunge la toți cei care au nevoie și atât mă doare de mult faptul că matematica este atât de prost prezentată și voi sunteți într-o suferință cumplită, iar eu sufăr enorm de mult când n-am cum să vă ajut. Deci atât îmi pare de rău că e matematica prost prezentată și dacă aș avea o putere să pot să spun opriți-vă, acești copii sunt torturați. Psihic, voi sunteți torturați. Practic, nu aveți nicio șansă decât doar să fiți victime acestui mod de a fi prezentat. Mă gândesc numai la matematică. Matematica este atât de frumoasă și atât de simplu și atât de ușoară și atât de plăcută și cât de prost prezentată este, încât nu-ți trebuie nimic, 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 nu-ți trebuie să te mai gândești vreodată la matematică. De aceea mă aflu, repet, într-o suferință continuă și totuși nădăjduiesc cineva, văzând și filmulețile astea și văzând și starea mea de suflet, starea sufletească, așa, mă doare extraordinar de tare neputința celor care ar vrea să înțeleagă și nu înțeleg. Dar de oriunde ar fi din lume, nu numai din România. De oriunde ar fi. Deci mă doare durerea celor pe care nu-i cunosc. Nu știu de ce, dar așa sunt eu. Așa, dacă inimile tuturor ar fi așa, dacă n-ar lucra varianta asta egoistă în care mă interesează numai de mine, lumea ar fi mult mai bună. Ar fi minunat. Noi n-am mai putea să facem un rău cuiva. Noi am fi foarte tare preocupați să facem numai bine. Vezi? Fericiți cei milostivi, cei care se gândesc la altcineva, cât de milă vor avea parte. Cam așa a spus fericirea asta.
Ei, toate celelalte fericiri, mergi mai departe să vezi ce mai spune acolo, că nu au fericiri. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fiii al lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de... Nu, stați, m-am uitat altceva. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocări, că vor prigoni. Vă vor ocări, vă vor prigoni, vor vă spune tot cuvântul rău împotriva voastră. Vor spune tot Adică. felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Da, deci Dumnezeu ne spune așa, că chiar dacă aici, nu, noi suntem. Ne luați în seamă, batjocoriți cei care îl avem pe Hristos, care îl avem pe Hristos în inimă și suntem batjocoriți, râd de noi ceilalți, să nu ne pară rău, că vom avea parte de bucurie și de Dumnezeu ne va avea în vedere și ne va lua în seamă și poate putem influența și pe alții, nu știu, vom vedea. Deci, în perioada asta, deci mergând Hristos pe acolo, el, în perioada de 3 ani și jumătate, le atrage atenția că altfel trebuie să fim. Noi trebuie să fim mult mai buni, să fim îngăduitori, să ne pese de cei din jurul nostru. Să nu trecem așa, nu mă interesează decât de mine. Nu, nu, să ne piesești de cei din jur, că în asta constă toată lucrarea asta care înseamnă cât suntem noi pe pământ. Mi-a mai revenit un pic, trebuie să-ți mărturisesc, mi-a mai revenit un pic, o să mai discutăm și altă dată. Haideți să ne ducem și să mai vedem. Asta e în al cincilea, nu? Este capitolul 5. Da, și acum vine altă idee care se cheamă Ucenicii sunt sarea pământului și lumina lumii, pardon. Foarte interesant aici. Ce înțelegi că sarea pământului? Vezi, Alesia, undeva cineva a spus și că te iubesc ca sarea în bucate. Da? Ai auzit asta. Ce vrea să spună? Că fiecare, să spunem, are contribuția lui, adică din mâncarea fără sare nu poate fi consumată. Deci, pur și simplu, organismul nostru, de fapt și altor animale, suferă foarte mult dacă n-ar avea toate sărurile și toate în alimente, n-ar fi tot ce înseamnă asigurarea, să spunem, a tuturor substanțelor necesare pentru organism. Iată că dacă s-ar strica, nu? Atunci nu-i decât de aruncat, nu mai poate fi. Exact, asta spune aici. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Care nu Sigur. mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Da. Deci nu mai are nicio valoare, nimic. Este un gunoi, da? Practic. Nu mai are nicio calitate. De ce ucenicii, el îi vede pe ucenici și le spune așa, voi, pe care v-am ales, veți avea un rol extraordinar de important în ce înseamnă răspândirea cuvântului meu. Eu vă voi antrena pe voi, voi veți înțelege multe lucruri și când se va întâmpla ca voi să rămâneți să răspândiți cuvântul lui Dumnezeu, țineți minte că multă putere veți avea. Da? Voi sunteți lumina lumii.
Lumina lumii. Ce, câte frumos. Voi sunteți lumina lumii. Vezi, lumea este un tuneric, care apariția lor, al apariției lui Hristos și prin asta așa ucenicilor face ca noi să avem o lumină. Lumina lumii, da? A noastră, tuturor. Da. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Exact. Adică ce rost ar avea, nu? Odată ce a apărut lumina, să încerci să o pui într-un colțușor să nu o vadă nimeni. Obroc înseamnă să o acoperi acolo cu ceva, știi? Să, ca și cum mai pune un vas, nu se mai... Aia a prins. Ea este lumina să lumineze pentru toți. Da? Nu poate fi ținută sub obroc, nu poate fi acoperită. Din contră, trebuie pusă într-un loc care să lumineze cât mai bine. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl nostru care este în cer. Și de aici vine... Deci este foarte interesant. Deci faptele, practic, ei își luminează prin faptele lor, adică prin ceea ce fac ei. Ei sunt modele pentru noi. Și faptele sunt cele care fac ca, nu, să ne atragă atenția, cum trebuie să ne purtăm, ce trebuie să facem. Da, de acord. De aici vine împlinirea legii și prorocilor. Da, hai să ne oprim aici, Iglesia. Mi-am mai revenit un pic, nu foarte mult. Repet, starea mea de suflet este una a celui care are sentimentul că nu înaintează deloc. Este exact cum m-aș mișca într-o mlaștină și simt că nu contribui cu nimic. Câtă vreme tu ești victima acestui sistem, eu discut cu tine într-un fel, încerc ceva și îndată când ești acolo se schimbă tot. Tot se schimbă. Nu știi ce să faci. Hai să vedem ce ieșiți, hai să mai vedem. Am văzut această inegalitate. Păi v-am spus că ieri ne-a dat de lucru și au fost niște 10, au fost 10 exerciții, nu, 9 exerciții și unele au fost ușoare și unele să vi le arăt, dacă vreți. Te rog. Așa. Calculați. 1. Îmi dădea să calculez 3 la a doua, să calculez 2 la a patra, 3 la, 5 la a treia, 7 la a patra și 11 la a doua. Am putut. La 2, da. La 2 aveam așa, 2 ori 3 la a doua plus 5 la a doua ori 5 la a 0 plus 4 la a doua ori 3. Și asta am putut să fac. Așa. La 3 am avut... 6 la a patra, totul la a șasea, împărțit la 2 la a doua, împărțit la 3 la a patra, totul la a șasea. Asta aș vrea să vedem cum ai făcut. Șterge tabla. Pe filmuleț. Deci șterge tabla și lasă filmulețul să lucreze. Da, exact. Asta ziceam că poți să ștergi, fiindcă e înregistrat deja pe filmuleț. Tocmai. Așa. 6 la a patra, totul la a șasea, împărțit la 2 la a doua, nu, împărțit la 2 la a 22, împărțit la 3 la a patra, totul la a șasea. Egal cu 4, dar ca să vă arăt cum am făcut, am scris în primul rând ce înseamnă 6 la 4 totul la 6. Înseamnă 6 la 4 ori 6. Da. Mai departe, 2 la 22 l-am lăsat așa. Da, sigur că da. Părțit la, pe 3 la, deci am scris cum, ce înseamnă 3 la 4 ori
șase sus. Da. Făcut așa. L-am scris pe șasele ăsta ca 2 ori 3 totul la 24. Da, 2 ori 3 totul la 24. 2 ori 3 totul la 24. Așa, împărțit la. 2 la 2, l-am lăsat așa când am zis. Da, 2 la 22. Împărțit la, am făcut 3 la, nu aveam cum să l-am lăsat așa și am scris 3 la 34. Bă, nu. 6 ori 4, 24. 24, nu știu de ce am scris acolo 34. Nu te mai uita, de, mă lucrăm singuri. Nu te mai uita pe căițelul tău. Că avem acum clar ce trebuie făcut. Pur și simplu lucrezi continuu. Da. Și acum am 2 la A și zic 3 ori 24. Păi ce înseamnă a ridica un produs la o putere? Că e 2 ori 3 totul la 24. Deci adică un produs. M-aș întoarce ca la început și aș avea tot 6 la 24. Da, nu. Că de ce? Nu, așa. Deci a ridica un produs la o putere, că de-aia le rupi 6 ca 2 ori 3. Asta înseamnă că pe fiecare la acea putere. 2 la 24 ori 3 la 3 la 24. Sigur că da. Deci 2 la 24. Ori 3 la 24 împărțit la ăștia îi las așa. Așa. Și acum fiindcă am acum am văd că am aceiași exponenți, doar că am baze diferite. Am 2 și 3 care sunt baze diferite. Da. Și am să fac? Fă prima împărțire. Deci împarți pe 2 la 24. Care e de împărțitul primei împărțiri? De împărțitul primei împărțiri. Fac 2 la 24 împărțit la 2 la 22 și 3 la 24 împărțit la 3 la 24. Așa se va ajunge, dar pentru început, ca tu să nu sar pe etapă, primul de împărțitul este 2 la 24 ori 3 la 24. Da. Și împarți la în primul împărțitor întâlnit, e 2 la 22, da? Da. Și cum se împart? Cum știm bine, dacă unul din factori se împarte și noi avem pe 2 la 24, împărțit la 2 la 22. Și atunci ar face, știi bine cum se împart două puteri ca aceeași bază. Da, exact. Deci fac 2 la 24 împărțit la 2 la 22. Da. 2 la 24 împărțit la 2 la 22. Împărțit la mai departe am 3 la 24 împărțit la 3 la 24. Exact. Aici lucrurile sunt lei complicat foarte tare, că am sesizat asta, de aceea vreau să o iei mai ușor. 2 la a doua, împărțit la... Așa? Împărțit la... 0? Nu 0, nu 0. Împărțit la 3, la 0. Adică împărțit la 3. Alesia, hai să o luăm ușor, cum ți-am spus eu. De fapt, ai avut 6 la cât acolo? 6 la 20 și cât? 24. Împărțit la 2 la 22. Și pe urmă ce îți dădea rezultatul, îl împărțeai la 3 la cât? La 3 la 24. Deci să facem prima operație din împărțirii și pe urmă ce va da vom împărți la 3 la 24. Că așa, în ordinea asta se execută împărțiri. La împărțiri se execută în ordinea în care apar acestea. Și atunci trebuia să scrie așa, cum ai zis, 2 la 24 ori 3 la 24 împărțit la 2 la 22, ca și cum mai pune într-o paranteză și să faci operația asta și pe urmă
ce-ți va da în pași la 3 la 24. Fără să forțezi nota, când ai pus împărțire, împărțire pe acolo, care nu prea sună corect. Deci, din clipa în care ai scris ultimele două rânduri, șterge-le pe acele două și să o luăm ușor. Deci, ultimele două rânduri. Acela și încă cel deasupra. Și să o luăm ușor ca să înțeleagă toți prietenii noștri că este important să înțelegem așa. Deci noi avem de împărțitul este 2 la 24 ori 3 la 24. Ăsta e de împărțitul care de împărțit se împarte pe rând. Odată la 2 la 22 și apoi ce rezultă se împarte la 3 la 24. Da? Deci scrie de sus așa, egal cu 2 la 24 ori 3 la 24 împărțit la 2 la 22, pune într-o paranteză. Nu. Tu într-o paranteză la început. Adică așa și pe urmă împărțit la 3 la 24. Foarte bine. Și acum facem prima parte acolo, împărțirea aceea. Dar de ce? De unde să pun paranteză la început? De ce? Păi, eu îți spui așa tu acum. N-am fost paranteză, zici ce să le pun eu, nu? Da. Păi, asta îți răspund eu acum. Fiindcă împărțirile se execută în ordinea în care apar ele, deci, prima dată e vorba de împărțirea la 2 la 22. Și eu aici, punând paranteze, ți-am atras atenția că fac această împărțire. Și abia rezultatul care îi obținut îl împărțim la 3 la 24. Și acum să ne concentrăm pe prima împărțire. Prima împărțire, ce de împărțit are? Încă o dată spunem. Prima împărțire e 3 la 24. Nu, prima împărțire. Prima împărțire... Este cât dă la 2 la 24, 3 la 24, cât dă acolo împărțit la 2 la 23. Stop! Perfect! Asta trebuie să facem. Și de împărțitul cine este aici? De împărțitul. Este 2 la 24 ori 3 la 24. Da? De împărțitul este format din 2 la 24 ori 3 la 24, e cel de sus, 6 la 24. E fostul 6 la 24, care acum e scris ca un produs de doi factori. Deci fostul 6 la 24 este acum 2 la 24, 3 la 24. Acesta e de împărțitul. Și el trebuie împărțit la 2 la 22. Și a împărți un produs la cineva, deci produsul e 2 la 24, 3 la 24, împărțit la 2 la 22 înseamnă să împarți pe unul din factori. Pe unul din ei la acela. Este de fapt, în cazul nostru, 2 la 24, cel mai corect este să împarți pe 2 la 24 la 2 la 22. Și cât faci împărțirea asta? 2 la 24 ori 2 la 22? 2 la 24 3 la... 2 la 24 împărțit la 2 la 22? Da. 2 la a doua. Așa. Scrie de desubt egal cu 2 la a doua. 2 la a doua ori 3 la 24. Că urmați și 3 la 24. Și ăsta se împarte acum mai departe la cine? 3 la 24. Și acum, din nou, cine este de împărțitul? Alesia, cine este de împărțit? 2 la 2. Nu, păi 2 la 2 ori 3 la 24. Adică da, okay. De împărțit e tot ce până e tot ce ar fi scris până la împărțire. Când apar cele două puncte, tot ce este în față e de împărțitul. Și împărțitorul e 3 la 24. Și a face această împărțire înseamnă a împărți pe unul din factorii aceștia. Unul din factorii aceștia, sigur că 2 la 2 la 2 este unul, dar nu-mi convine. Și atunci le iau pe 3 la 24, care îmi place, că au aceeași bază. Atunci
egal mai departe cu 2 la a doua las, 2 la a doua scriu. Deci din de împărțit mi-a rămas 2 la a doua ori 3 la 0. 3 la 0. Și egal mai departe cu 2 la 20, 2 la a doua ori 0. Ori nu 3 la 0 ori 1. Nu, și egal cu 2 la a doua. Răspuns corect este 2 la a doua. Dar eu insist, interpretarea exercițiului este foarte importantă. Hai să luăm din sus din nou. Deci exercițiul tău a fost așa. De efectuat două împărțiri. Două împărțiri ai avut. Pentru prima împărțire, de împărțitul la prima împărțire este 6 la 24, iar împărțitorul pentru prima împărțire e 2 la 22. Dar fiindcă 6 are în componență 2 ori 3, a trebuit să scrii pe 6 ca 2 ori 3 la 24 și pe atunci înseamnă și de împărțitul se așează. Acum într-o formă mult mai convenabilă. De împărțitul e 2 la 24 ori 3 la 24, iar împărțitorul e 2 la 22. Și am pus într-o paranteză ca să se atragă atenția că ne concentrăm spre această împărțire. Am lăsat împărțitorul 3 la 24 mai târziu, după ce fac această împărțire, în etapa a doua. Și în etapa întâi acum fac această împărțire. De împărțitul e format din doi factori, din 2 la 24 și 3 la 24, produsul celor doi factori, iar împărțitorul e 2 la 22. Și a face împărțirea înseamnă a împărți pe unul din cei doi factori. Și sigur nu-ți convine cu 3 la 24, ci ai șansa care pe 2 la 24 și 2 la 22. Și faci împărțirea, asta înseamnă copii bază scazi exponenții, și ca urmare a împărțirii pe care o efectuezi tu acolo, cum am pus eu în prima paranteză ca să-ți atragă atenția, răspunsul de la prima împărțire este 2 la 2 ori 3 la 24. Și acum acest rezultat devine de împărțit pentru următoarea împărțire. Următoarea împărțire este 3 la 24. Și din nou te uiți, de împărțitul este un produs de doi factori. Primul factor este 2 la 2, al doilea e 3 la 24. Și atunci sigur că împărțirea înseamnă să unul din factori să-l împarți la 3 la 24, pe unul din factori. Și cine este acela care e perfect? 3 la 24. Împărțirea 3 la 24, să copii bază, să scădem exponenții, 24 minus 24 fac 0, 3 la 0. Și răspunsul este, în final, 2 la a doua ori 1. Adică 2 la a doua. E așa trebuie redactat, exercițiu. Deci, de unde, chiar dacă e făcut așa, dar dacă interpretarea nu este corectă, am să-ți dau un răspuns, să facem un alt exercițiu. Ia scrie așa, 6 la puterea 4, 6 la 4, totul la 6. Scrie din nou exercițiul pe care ți-l dau eu acum, ca să vezi cât de important este să facem așa. Împărțit la 2 la puterea 20, 2 la 20 și împărțit mai departe cu 3 la puterea a patra, 3 la a patra, totul la a cincea. Totul la a cincea. Acum, iată tu răspunsul și lucrează. Atenție, dacă urmărești pașii pe care ți-am spus eu, este perfect. Egal mai departe cu. Păi, în primul rând am să scriu pe 6 ca 2 ori 3. Poți, dar lasă mai târziu, după ce ridici la putere. Deci să ridicăm o putere la o altă putere. Deci egal cu. Cum ai scris și mai sus? Egal cu. N-aș putea să scriu direct. Este egal cu. Stați puțin. Așa.
să scriu 6 la 24 împărțit la... Ah, ok. Așa, așa vreau să scriu. 6 egal cu 6 la 24. 6 la 24 împărțit la 2 la 20, n-am ce să-i fac, împărțit la 3 la 20. Bine. Bine. Și acum vreau să-l scriu pe 6 altfel. Dar de ce? De ce crezi tu că se scrie pe 6? Care-i motivul? Fiindcă nu-l pot împărți. Vreau să, să aibă baza 2 ca să pot să-l împart. Așa. Deci cauți să scrii pe 6 altcumva pentru ca să poți face prima împărțire. Deocamdată tu te concentrezi pentru prima împărțire. Da? Da, da. Și de asta vreau să scriu ca 2 ori 3, doar că ca putere să-l scriu 2 ori 3, totul la... Nu? Da, dar deci 6 e 2 ori 3. Scriem 2 ori 3, totul la... 2 ori 3, totul la 24. Da. Împărțit la 2 la 20. Împărțit la 3 la 20. Egal. Și scriu așa. 2... Scrie așa, ce înseamnă? Adică un produs spune așa, fiindcă am șanse că acolo e un produs 2 ori 3. Adică un produs la o putere înseamnă pe fiecare în parte. Adică și pe 2 la 24 ori 3 la 24 da. Și acum suntem la prima împărțire. Cine este de împărțitul pentru prima împărțire? Împărțitul sau de împărțitul? Cine este de împărțitul pentru prima împărțire? De împărțitul este 2 la 24 ori 3 la 3 la 3 la 24. Perfect. Ăsta e de împărțitul. Deci e un produs de doi factori. Pune așa de desubtul o acoladă. Ca să vadă tot, subliniază-l pe acesta. Nu, nu, dedesub 2 la 24, la 2 la 24, 3 la 24. Asta se vadă și în toată lumea că e de împărțitul până acolo. Și a împărțit la 2 la 20, cauți printre cei doi factori pe unul care îți convine. Care îți convine dintre ei? Așa. Așa, ori? Ori? 3 la 24, ți-a rămas ala. Egal cum. Și mai este în continuare. Bine, ok, ok. Credeam că nu vreți să continui. Egal cu 2 la 20 împărțit la 3 la 20. Egal cum. Și aici am 2 la 4. 2 la 4, da. Oi, 3 da. La 24 împărțit la 2 la 20. Și de aici am altă împărțire. Corect. Care e de împărțit în momentul de față? De împărțit în momentul de față? 2 la 4 ori 3 la 24. Perfect. Care dintre cei doi factori îți convine ție ca să faci împărțirea? Ar fi 2 la 4, dar că nu se poate. Nu, 2 la 4 nu-ți place deloc. Ai 2, n-ai aceeași bază. Pe atunci, ce alt factor care îți convine? Pe cum adică n-am aceeași bază? Păi 2 la a 4 față de 3 la 24 nu se leagă. Păi vorbeam de 2 la a 4 față de 2 la 20. Dar nu mai este 2, că ai făcut împărțirea asta. Tu ești la ultima etapă, la ultima împărțire. Deci te-ai că ești la ultimul egal. Și de împărțitul la ultimul egal e 2 la a 4 ori 3 la 24. Ăla ești pus de sub acoladă. Ăla e de împărțitul. Și împărțitorul e 3 la 20. Da. Împărțitul e format din doi factori. Doi factori. Primul factor e 2 la 4 și celălalt e 3 la 24. Da. Și acum tu ți alegi din cei doi factori pe cel care e convenabil pentru a face împărțirea. Și nu să te oprești la 2 la 4, că 2 la 4 nu se leagă cu... 24. Te duci la 3 la 24 pentru că
Împărțitorul nu-i 2 la 24 acolo cum este scris de tine, e 3 la 24. E 3 la 24 am scris. 3 la 2 la 4 ori 3 la 24 împărțit la 3 la 20. Alesia, împărțit la 3 la 20. Așa. De asta. Da. Și acum ochiul tău spune, n-am ce căuta cu 2 la 4, eu am să mă duc după 3 la... Era 2 și de asta m-am încurcat. Da, am văzut, abia acum am văzut. Ok, atunci am, îl aleg pe 3 la 24 și am 3 la 24. Nu, mai întâi scrii pe 2 la 4. 2 la 4, a? Ok, ok. 2 la 4. Ți-a rămas ori? Ori, 3 la 24 împărțit la 3 la 20. Da. Este egal cu 2 la 4. Așa. Ori, mi-a rămas, așa, mi-a rămas 2 la 4. 4 ori. 3 la 4. Corect. Și atunci e egal mai departe. Am aceeași exponent la baze diferite. Păi stai, ce să faci acum? Mulțire. Da, poate face ceva. Cum mai poate fi scris fiind mulțire? Ce se mai poate face acolo? Că se poate face foarte clar ceva. Că ai două putere mulțite cu aceeași, cu baze diferite și același exponent. Da. Mulțirea. Adică, concret? Adică, concret? 2 ori 3, totul la 4. Deci ne întoarcem înapoi. 2 ori 3, în paranteze, totul la 4. Ca e același exponent. La 4. Și am atunci m-am întors. Adică m-am așa. Întors. 6 la 4. 6 la 4, sigur că da. Ăsta este finalul. Deci vezi, Alesia, dacă proprietățile stăpânim perfect, ne descurcăm. Dar trebuie să lucrăm cu multă precizie. Să le amintim pe tot timpul, să le avem în minte pe cele 5 proprietăți sau 6 de care am vorbit și să simțim când se aplică. Da? Deci, în exercițiu a fost vorba de două împărțiri. Asta trebuie să înțelegi tu. Foarte important. Două împărțiri. Și împărțirile se execută în ordinea în care sunt scrise. Adică, prima împărțire. Cine e de împărțitul? Cine e împărțitorul? Că de împărțitul scrim ca 2 ori 3 totul la și... Dar el rămâne același de împărțit. Și acum, în clipa în care ai făcut chestia asta, te uiți să spui care din factori ăștia sunt convenabili pentru mine? Care e factorul care îmi place mie pentru a face împărțirea asta? Păi factorul care îți place e 2 la ca să ai fie aceeași bază. 2 la 24 și 2 la 20. Și iată că, înțelegând așa, nu greșim. Dacă însă forțăm nota acolo, cum ai scris tu la un moment dat, împărțim pe 2 la 2 la, 3 la 2 la și împărțit pe acolo, e să aiurea greșiți. De aceea trebuie să înțelegem fenomenul bine. Tergem tabla și vedem o altă greșiți. Tabla. Tot, da? Da. Terge tot. Așa. Da, exercițiile care le-am făcut și le-am știut, le mai scriu? Nu. Să văd cum ai lucrat și despre ce este vorba acolo. Că uite, vezi împărțirea asta? Trebuia bine înțeleasă. Că tu ai sentimentul că ai făcut corect, poate să fie corect, dar dacă ceva ca ordine este greșit redactat, este doar mecanic acolo, știi? Și nu ai înțeles bine fenomenul. De aceea, păi da, el ne-a dat la sfârșit răspunsurile și e corect tot ce am făcut.
Păi da, uite că aici e contradicția pe care vreau să ți-o spun. Poți să-ți fii rezultatul corect. Uite, 2 la a doua face 4. 2 ori 2 face tot 4. Dar depinde cum scrii acolo, cum redactezi. Rezultate pot fi corecte, dar în timpul redactării, dacă ai greșit ceva, nu-i bine. Te rog. Îl citesc și apoi dacă îmi spui, dacă îl mai scriu, că eu l-am propus. Te 10, rog. 10 la 100, 10 la 100 împărțit la, în paranteză, 2 la 98 ori 5 la 99 și atât. Deci 2 la 99 ori 5 la 10 la 100 împărțit la Scrie, 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 că nu e greu atât. Scrie și vedem exact. 10 la 100. 10 la 100 împărțit la 2 la 98 ori 5 la 99. Da. Cum ai gândit aici? L-am scris pe 10 ca 2 ori 5 și am zis 2 ori 5, în paranteză, totul la 100, împărțit la, n-aveam ce să le fac, dar le-am dat paranteză, am spart paranteza, adică n-am mai pus paranteză și am zis 2 ori 5, deci am zis, am zis 2 ori 5 totul la 10, împărțit la 2 Scrie, la, scrie, 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 că e foarte important. 2 ori 5. 2 ori 5 totul la 10, La 100. 100. la 100, la 100, la 100, împărțit la 2 la 98, împărțit la 5 la 99. 2 la 98, da? Da, 2 la 98. Bine, da. Putea să fie și 99 și era mai ușor, dar mă rog. Da, Exact. bine, așa e corect. Așa. Și de aici. Stați puțin. Păi, și de aici ar trebui să fac. Acum, trebuie să înțelegi așa, că 2 ori 5 e un produs. Cum se ridică un produs la o putere? Este 2 la 100. Da. Deși nu e încadrit. Scriu 2 la 100 ori 5 la 100 Da. împărțit la 2 la 98 împărțit la 5 la 99. Și atunci fac asta. Da. Și am. Zi, la prima împărțire. Cine-i de împărțitul la prima împărțire? 2 la 100 ori 5 la 100. E compus din doi termeni, da? Doi factori, pardon. De fapt. Care din ele îți convine să faci împărțirea asta? 2 la 100. Corect. Și din 2 la 100. Dar stați puțin, ca înainte să rezolv și să asta, vreau să văd dacă am făcut corect și să scriu. De fapt, nu am rezultat aici și la sfârșit să văd dacă e același. Da. 2 la 100 am zis împărțit la 2 la 98, parcă. Este egal cu. Ori, 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 5 la, Da. ori 5 la 100. Păi nu, trebuie să scrii 5 la 100. Asta ar fi de la prima împărțire Ce și la 100? împărți. Ah, da. Ah, da, gata, gata. Da? Și împărțit la 5 la 100. 5 la 99, da? Păi v-am spus, da, m-a spus. Așa. Și atunci este egal cu. Până la împărțire avem aceeași bază și dacă avem aceeași bază,
păstrăm baza și scădem exponenții. Și atunci o să am las baza și 100 minus, și 100 minus 98, 2. Mai departe, împărțit la aceeași nu, bază. Ori 5, nu-i tot împărțit, ori, ori 5 la 1. 5 la 100 minus 99, 5 la 1, da. Vezi, aici noi n-am pus ordine alesia, pentru că tu ai pus între 2 la 98 împărțit la 5 la 100 și ai șters un punct acolo și ai rămas înmulțire. Nu ți-ai clar aici. De aceea eu insist să spun ție că fără să înțelegi bine lucrurile, spui împărțit, înmulțit, mecanic, fără să, nu ți-e clar. Mai ne întoarcem încă o dată. Deci a fost 10 la 100 împărțit la 2 la 98 ori 5 la 99. Deci împărțitorul de data asta este el un produs de factori. Vezi? Când în exerciții de până acum a fost de împărțitul un produs de factori. Tu ai mers pe varianta ca pe 10 să scrii ca pe 100, 10 să scrii de ori 5 la 100 și atunci ai ridicat și pe 2 la 100 și pe 5 la 100 de acord și ți-ai transforma și de împărțitul în tot în 2 factori. Și acum, aveai un de împărțit format din produs de 2 factori, un împărțitor care e tot un produs de 2 factori și a face de data asta împărțirea, însemna să poți face pentru fiecare factor. Adică de la de împărțit un factor, cum a fost 2 la 100 cu 2 la 99, de la împărțitor 2 la 98, apoi celălalt factor 5 la 100 cu 5 la 99. Dar aici este foarte, foarte ciudat, complicat este. Dacă ar fi fost mai inspirat, ai fi scris așa. În loc de 5 la 99 de la împărțitor, deci în loc de 5 la 99 la împărțitor, puteai zice 5 la 98 ori un 5. Ia scrie din nou sus, că ai spațiu sus. Și să vezi tu cât de ușor ar fi fost dacă aveai claritatea asta care spune acum. Deci 100, 10 la 100, scrie din nou, 10 la 100 împărțit la 2 la 98 ori 5 la puterea 99. Deci încă o dată, împărțitorul este format din 2 factori. Cine sunt cei 2 factori? Vorbește tu. Cei 2 factori? Ai împărțitorului. Împărțitorul. Sunt 2 la 98 ori 5 la 99. Perfect. Așa sunt cei 2 factori. De împărțitul cine este? 10 la 100. Corect. 10 la 100. Și atunci tu spui așa, nu prea îmi place mie în clipa asta când împărțitorul e format din 2 factori. Bine ar fi fost să fie un singur factor. Dar cum să fac să fie un singur factor? Că 98-ul și 99 nu înseamnă același exponent, că dacă ar fi același exponent, a zice 2 ori 5, totul la. 5 deci la 98. Așa. Ei, și atunci, pe 5 la 99 îl scrii ca 5 la 98 ori un 5. Deci egal mai departe, continuă acolo sus, egal cu 5. Deci ori 5? Ori 5 la 1. 99 nu înseamnă 98 plus 1, 1, 5 la 1. Ori, da? Plus 1. Deci înseamnă așa, 10 egal mai departe cu 10 la 100. 10 la puterea 100. Egal, chiar egal. Nu echivalent. Acum 10 la 100 împărțit la, în paranteză, 2 la 98 ori 5 la 98
ori 5 la 98, ori un 5 la 1. Da? Nu mai pune 1 că subînțelege. Și egal acum cu dedesubt, 10 la puterea 100, 10 la puterea 100, împărțit la, ei, 2 la 98 ori 5 la 98 cât face? 2 la 98 ori 5 la 98. Păi trebuie să calculezi. Nu. No. Înseamnă 2 ori 5 înseamnă la 98. De ce ți-ai aranjat așa? A, vreau să vă spun cum... A, ok, ok, înțelegeți. Să strângi, să strângi acum. Da. Egal cu 2 ori 5, totul la 98. Da? Și ori 5 ăla, ori 5 ăla în continuare. Dar ăsta tot de la de, și tot într-o paranteză de la împărțire. Adică ăsta e împărțitorul de până acum. De împărțitul cine rămâne? 10 la 100. Ăla e de împărțit. Nu. Nu, nu, nu pune și de împărțitul. Numai împărțitorul. Da, împărțitorul. Nu, așa, hai să zicem. Dar 2 ori 5 trebuie lăsat în paranteză și o altă paranteză. Așa, și o altă paranteză de la împărțire. Așa ales. Deci eu trebuie să am în minte tot timpul împărțitorul. Împărțitorul e format de la 2 ori 5 la 10 ori 5 acela. Și egal mai departe. 10 la 100. Deci egal cu 10 la 100. Deci este egal cu 10 la 100. Da, de împărțitul. 10 la 100 împărțit la deschis paranteza cu paranteză rotundă așa înseamnă acolo 10. Nu te întorci înapoi. Tocmai. Nu te întorci înapoi. A, da, că e aceeași chestie, da. Deci e 10 la 98 acum. E 10 la 98 ori 5. 10 la 98 ori 5. Și acum ești fericită pentru că ai 10 la 100 împărțit, nu? La 10 la 98. 10 la 98 și ori 5-ul acela. Egal cu 10 la a doua ori 5. Dar stai, o pic, nu? Nu așa. Ai avut 10 la 100 împărțit la cine? 10 la 100 împărțea la 10 la 98 ori 5. Adică se împărțea și la 10 la 98 și la 5. Încât acum, după 10 la 98, împărțit la 10 la 98, pui împărțit la 5. Că trebuie făcut împărțirea și la 5. Deci nu e mulțit cu 5, ci e împărțit la 5. Hai să mai luăm o dată. Deci de împărțitul cât este 10 la 100, da? De împărțitul este 10 la 100. Cine este împărțitorul? Vorbește tu. Împărțitorul este 2 la 98 ori 5. Hai, dar suntem aici în ultima etapă. Împărțitorul e 10 la 98 ori 5. Deci împărți. Da? 10 la 98 ori 5. Deci de împărțitul se împarte și la 10 la 98 se împarte și la 5. Deci la toți factorii de acolo. Deci asta înseamnă că e 10 la 100 împărțit la 10 la 98 împărțit la 5. Nu e mulțit cu 5. Deci de împărțitul se împarte la toți factorii, absolut la toți. Și la 10 la 98 și la 5. Așadar, penultima egalitate este 10 la 100 împărțit la 10 la 98 împărțit la 5. Deci împărțit la 5. Pune încă un punct acolo la 5. Acolo, împărțit. Nu-i ori 5. De ce nu-i ori 5? Păi hai să răspundem acum. E foarte bine că mă întrebi.
Deci, atenție, Alesia. De deasupra a fost 10 la 100 împărțit la... Cine e împărțitor? Cine e împărțitor? E 10 la 98 ori 5. 98 ori 5. Ei bine, înseamnă că de împărțitul se împarte și la 10, la 98 și la 5. Gata, am înțeles. Deci, atenție mult, că asta e mare șmecherie acolo. Deci, se împarte la tot, la fiecare factor. Și noi așa am spus, 10 la 100 împărțit la 10 la 98 și împărțit și la 5. Așa. Împărțit la 5 și egal mai departe. 10 la 2 face 100. 10 la 2 face 100, că e 10 ori 10. Corect. Și împărțit la 5, vine 100, împărțit la 5, face? 20. 20, ăsta e rezultatul corect. Și mie mi-a dat 20. Da, Alesia, dar nu știu dacă mă înțelegi. Eu mi-am făcut datoria, am insistat cât am putut. Ți-a dat 20, dar dacă n-ai înțeles fenomenul acesta acolo și, mă rog, nu ți-a fost foarte clar, există riscul ca în alte ghișițiu să greșim foarte repede. Nu este important, e vorba de interpretarea corectă. Deci, atenție, când am un împărțitor ca un factor, eu trebuie să împart de împărțitul la toți termenii. Asta e noutatea acolo. Și la 10 la... Da? Și la 10 la 98. Dacă mă duc la exercițiu în varianta în care ai lucrat tu, tu ai zis 2 ori 5, totul la 100, ai zis 2 la 100 ori 5 la 100, ăsta e de împărțit, împărțit pe rând la 2 la 98 și la 5 la 99. Deci, ai transformat practic în două împărțiri. Pe linia asta de sub, ai 2 la 100 împărțit la 2 la 98 ori 5 la 100 împărțit la 5 la 99. Și ar face 2 la 2 4 ori 5 egal cu 20. Deci în final tot 20 îți dă, dar atenție cu felul în care gândim acolo. Că tu acolo ai două puncte sau un punct, nu ți-e clar când se pun cele două puncte să când și când dă înmulțire. Și una este să faci înmulțirea și alta să faci împărțirea. Da. Tu ești încântată că ți-a dat rezultatul. Dar eu insist pentru a înțelege partea asta ascunsă a situației în care împărțitorul este un produs de factori, de împărțitul este un produs de factori. Deci, aici trebuie să avem noi grijă multă. Ce mai ai? Mai am niște exerciții. Dar nu mai ai chef acum, văd, te simt. Așa este. Așa este. Pentru că tu acum se produce un conflict foarte dur în sufletul tău. Și să spunem că tu ai naturalețea asta de a vorbi corect și poți să spui lucrurile pe nume. Care este conflictul care s-a produs în sufletul tău acum? N-am niciun conflict. Păi este, ba da, este. Tu spui așa, eu am ajuns la același rezultat, ce mă săcăiți cu tot, cu împărțitorul de împărțitul? Care e povestea? Tu asta spui asta. Eu te-am înțeles foarte bine. Da. Asta este, da. Te înțeleg, dar nu am cum decât să spun, trebuie lucrurile înțelese bine. Știi, când punem temelia, trebuie înțeleasă corect. Dacă acolo ți s-au dat niște formule și formulele acelea nu le ai decât ca parte teoretică și când acolo faci împărțirile acelea sau mulțiri, nu e limpede cum trebuie făcut. O, Doamne! Asta e marea bătălie. Ce să spunem? Doar că rămân cu gustul amar că nu reușesc să
fac ceea ce îmi propun și să te pot ajuta așa cum mi-aș dori să pot ajuta pe toți copiii cu partea corectă în a gândi la matematică. Nu în starea asta de conflict în care te afli tu și de stres. Vei spune, păi, dar ce facem? Toată matematica, cum o să o duc? Eu nu am să, nu, să rămână o veșnicie așa. Însă, cei care mă încurajează sunt cei care dau peste prof online acolo și văd lecțiile acelea și sunt atât de... Și comentariile, tu le-ai văzut, nu? Da, le-am văzut. Comentariile acelea sunt cele care spun că ei sunt entuziasmați că au înțeles de jos ceea ce spun eu aici, partea asta ca temelie, bază. Și asta este esențial la matematică. Dacă înțelegem de ce facem mulțirea în loc de o adunare repetată? De ce facem puteri? Pentru ca să nu facă mulțiri repetate. Ei, și ca să mulșuiesc munca și mulțirile și împărțirile, împărțirile ce înseamnă? Scăderi repetate. Nu? Da. Ei, și aceste lucruri, dacă le înțelegem, ne ajută. Dacă nu... Ești doar într-un stres maxim și spui, azi învăț, mâinile uit, proprietății și așa, azi era cu împărțire, când e mulțire, când e adunare și este dificil. Dificil. Dar asta e matematica la care școala noastră pe care o cultivă prin, sau o predau profesorii prin colegii mei care se află acum acolo. Să spunem... Doar așa că ne oprim aici, nu? Și să zicem ce? Nu te mai aud. Alesia... Auziți acum? Acum te aud, da, da, da. Da, mă scuzați, apăsați... Apăsați pe butonul acela. Da, nu, dădusem pe un buton și eu cream că mă auziți, dar de fapt nu. Da. Să spunem aici că ne oprim pentru seara asta și să vedem... așa, drăguț ești tu, totdeauna vei vii cu ultimele, nu? Da. Nu știu ce lecție, am dat și eu la o lecție. Așa. Asta. Da. Ia citește măcar unul, două de acolo. Sunt acolo cinci. Așa, deci, bună ziua, mă bucur că ați început să postați din nou. Sunteți un profesor model excepțional. Urmăresc când am probleme în a înțelege materia predată de domnii profesori de la școală. Faceți o treabă impecabilă. Vă mulțumesc pentru efortul depus. Mă ajutați enorm. Da, vezi? Eu nu știu cine sunt aceștia. Dar iată că e un mesaj de acela care spune, nu? Acela ce mai este totuși un mesaj lung, nu? Un lung. Da. Dar uitați, cineva spune matematică clasa a 10-a predați. El nu știe, vezi? Da, dar nu știe că sunt de toate clasele. Vezi? Vezi, e trist asta. Acum chiar sunt trist pentru că cei care ar trebui să le spună, vedeți, voi găsiți lecții la... Asta sunt, e la una din lecțiile noastre, nu așa? Ce am văzut acum. Da. Vede? Da. Alesia, deci ai văzut că au început să apară comentarii și ne bucurăm că apar și astfel de comentarii. Am vrea foarte repede să reușim să putem să le răspundem tuturor. Asta este ultima lecție pusă. Nu mai știu care este. Da, e ultima. Am văzut eu acum și nu cred că are comentarii. Ba da, are comentarii. Felicitări, anul viitor voi avea bacul și mă voi uita la videoclipurile dumneavoastră. Mulțumesc pentru ajutorul pe care mi-l oferiți. Deci el acum a descoperit cu ocazia asta. Vezi? El nu știe că sunt toate lecțiile făcute acolo, nu știe exact unde se duc. E, câți din aceștia nu sunt, nu, mulți care ar avea nevoie și nu știu să se ducă.
Noi am și făcut cum ar trebui lucrat pe lecțiile acelea. Ia să încerci în continuare, Alesia, să încerci să te duci pe lecțiile acelea făcute, să trăiești tu bucuria asta în a încerca să faci mai întâi lecțiile. Poate acolo când explic eu și insist acolo, noi am pornit parcă una din lecțiile acestea în care îți ceream să te poți descurca cu lecțiile deja făcute. Că sunt foarte multe lecții, foarte multe lecții. Deocamdată suntem la etapa în care tu încerci să faci lecția de la zi acolo. Dar ele sunt făcute, foarte, foarte multe sunt făcute și ai putea să te descurci din lecția respectivă. Și cu ultima cifră ce mi-ai povestit tu. Da. Deci dădeau o putere, de exemplu, 13 la 14. E 13 de 14 ori, e foarte greu de calculat. Și mă întreba pe colegi care e ultima cifră din număr și să știm noi care e ultima cifră din număr. Exact. Cifra unităților, nu? Da. Deci, făcând 3 la puterea 14, înseamnă 13 un număr imens, imens, și în sfârșit, la ultima cifra unităților, care este, ce și cum acolo. E foarte interesant. A descoperit cifra unităților, e de parcă te-ai gândit la 3 la a 14. Că și cu 10 acolo nu te mai interesează, dar 3 la 14. Și 3 la 14 are o ciclicitate, din 4 în 4 se repetă. Și 3 la 1 ai 3, 3 la 2 ai 9, 3 la 3 ai cu 7 la sfârșit, că e 27. 3 la 4 ai 81, că e 1. Da, mi-a spus asta, dar că nu, n-a explicat cât să înțelege. N-ați putut înțelege nimic decât atâta. Ai copiat și ai... Adică cineva spuneți, nu puteți rezolva câteva probleme de clasa noua cu vector de poziție, centre de greutate și relația lui Leibniz? Leibniz, da? Relația lui Leibniz. Și cineva zice, ar fi super. Da, dar ei nu știu că sunt făcute acolo. Sunt făcute cu așa ceva? La clasa noua ta, sigur că da. Vector, cu toate centrii de greutate, am făcut toate lucrurile așa, dar nu știu. Na, ce să le spun. De aceea tristețea mea vine de aici. Ei au mare nevoie, sunt în panică, caută și este deja făcut. De aceea, dacă o mare, mare bucurie ar face cineva, dacă se duc acolo... Uitați, și... aici vedeți, clasa 0, 1, 2, 3, până... Da. Și el e la clasa a noua. Deci la clasa a noua. Poate vede videoclipul ăsta. Să zicem, uite, așa. Te duci la clasa a noua și vezi aici cu ceea ce vrei să afli. Da. Toate chestiunile. Calcul vectorial, centru de greutate. Uite, exact. Vezi? Așa. I-am și găsit lecția. Numai să aibă curaj să se ducă acolo și să găsească numai așa ceva. Numai să vadă filmulețul ăsta. Da. Cu vector sunt mai multe lecții acolo. Da, uitați al vector. Mulțirea unui vector. Așa. Ele lecții sunt de jos în sus, nu? Gradul de dificultate e mai sus. Da. Deci, da. Aici e la început, cu primele lecții și când mai ușor, ușor le vede pe toate. Să le spunem că poate vreodată cineva va vorbi și vă spun că există prof online, sunt lecțiile făcute, voi care sunteți acum elevi, aveți șansa asta. Da, doar duceți-vă și le vedeți. Așa este. Să sperăm că cineva își va face milă, cum ai văzut cum spune acolo. Să facă milă pentru ei care sunt elevi. E vorba de cei care sunt la comandă, președinte, vicepreședinte, prim-ministru, care spune, uitați că avem treaba rezolvată.
Deci voi copiii puteți face așa asta. Deci nu ar urma decât să-i trimitem acolo. Ei caută. Stau, te-am mai spus, eu îi văd exact cum stau cu mânuțile întinse, cum stau cei care cerșesc și au nevoie de ajutor. Dar eu mai mult de atâta nu pot să fac decât să le spun că doar trist sunt că nu, cineva nu le spune lor că pot găsi lecțiile astea. Bine, Alesia, ne oprim aici. Să spunem... Să îi mulțumim Domnului că am făcut o lecție frumoasă. Da, să-ți mulțumim Dumnezeu și mai ales că am găsit și câteva... Ne-am găsit o gură de oxigen urmărind, nu? Fericirile acelea și am înțeles că dacă noi vom fi mai buni, mai atenți unii cu alții, dacă vom sări în ajutorul celorlalți care au nevoie, minunat lucru va fi. Chiar așa, te-ai gândit vreo clipă că aceasta e o formă de milostenie, faptul că eu am făcut lecțiile acestea și le-am oferit gratuit și sunt acolo, e o milostenie, adică o facere de bine, ți-ai făcut milă de cei care au nevoie. Asta înseamnă milostenie, da? Să vii în ajutorul celor care au nevoie de tine la un moment dat. Și asta am făcut-o de zeci de ani, aproape 20 de ani de când sunt începute lecțiile acolo. Bine, Alesia, la revedere. La revedere, seară bună, mulțumesc. La revedere, seară bună.